Diareea la iepure, cele mai frecvente cauze și tratamente. Știi cum să reacționezi atunci când iepurele tău are diaree? Această afecțiune aparent nevinovată, pentru iepurii delicați, poate fi o amenințare mortală. Prin urmare, diareea la un iepure nu trebuie subestimată. Citiți cum să acționați și dacă diareea la un iepure poate fi tratată cu remedii de casă. Iepurii sunt animale foarte delicate, iar microflora lor intestinală este deosebit de sensibilă, astfel încât nu este dificil să se intoxice. Diareea este cel mai adesea rezultatul unei diete necorespunzătoare sau al unei otrăviri, dar poate fi, de asemenea, un semnal de alarmă privind existența unei alte boli. Nu o subestimați niciodată și nu așteptați să treacă de la sine. Acest lucru poate duce la deshidratare și, în cazuri extreme, la moartea animalului. Care sunt cele mai frecvente cauze ale diareei la un iepure? Cea mai frecventă cauză a diareei la un iepure este reprezentată de erori de hrănire. Diareea poate fi cauzată de o schimbare bruscă a alimentației. De exemplu, introducerea prea bruscă a ierbii proaspete în alimentație în timpul verii sau hrănirea iepurelui cu fân și iarbă contaminată. Prin urmare, este important să păstrați hrana pentru iepuri în recipiente aerisite și să îndepărtați din cușcă resturile de mâncare neconsumate. O ușoară otrăvire la iepure poate fi cauzată și de alimente noi, așa că este mai bine să evitați să le dați iepurelui. Dacă diareea este rezultatul unei intoxicații ușoare, este de obicei suficient să așteptați să se rezolve problema, o zi sau două. De fân uscat și apă ar trebui să elimine problema. Desigur, o astfel de otrăvire nevinovată trebuie consultată și cu un veterinar, care va elimina alte cauze potențiale. Intoxicația la un iepure poate fi cauzată și de fructe și legume pulverizate, plante dăunătoare. Pe lângă toate tipurile de bacterii patogene, de exemplu E. coli sau salmonella, virusuri și paraziți, de exemplu granivirusuri, bolile și diareea la iepuri. Diareea poate fi semnal de alarmă al existenței altor boli, adesea grave, la iepure, care nu au întotdeauna legătură cu sistemul digestiv. Diareea poate însoți, de asemenea, probleme renale sau hepatice și poate fi, de asemenea, rezultatul stresului. De asemenea, este bine de știut că dezvoltarea tuturor bolilor, nu doar la iepuri, este favorizată de condițiile de creștere precare și de lipsa de igienă, așa că este important să vă asigurați că cușca este mereu curată și că se află într-un loc liniștit. De asemenea, este o idee bună să întăriți imunitatea naturală a iepurilor cu vitamine și suplimente pentru iepuri. Coccidioza, o boală periculoasă a iepurilor. Una dintre cele mai grave cauze de diaree la iepurele miniaturali este coccidioza, o boală infecțioasă periculoasă cauzată de protozoare din genul Eimeria. În cazul în care un iepure se îmbolnăvește de coccidioză, în fecale apare și sânge sau mucus, iar animalul pierde în greutate. Nu are poftă de mâncare, poate avea, de asemenea, flatulență, convulsii și, într-un stadiu grav, chiar paralizie. Deoarece boala se răspândește foarte repede în fecalele animalelor bolnave, este esențial să se izoleze iepurele bolnav și să se dezinfecteze cușca. Cum arată diareea la iepure? Cel mai frecvent tip de diaree este atunci când iepurele elimină scaune urât mirositoare, ușor apoase, de mai multe ori pe zi. Este posibil să aibă zona anală murdară. În plus, diareea este adesea însoțită de lipsa poftei de mâncare, apatie, uneori balonare. Diareea la iepure, ce trebuie făcut? Tratament neapărat sub supraveghere veterinară. Nu tratați niciodată iepurii sau orice alt animal de companie de unul singur. Acest lucru poate duce la o înrăutățire a stării de sănătate a animalului. Numai un medic veterinar, pe baza istoricului și a rezultatelor unei probe fecale, va putea diagnostica cauzele diareei și va putea recomanda tratamentul adecvat. Adesea, în stadiile incipiente, nu este recomandat să se administreze un medicament pentru iepuri pentru diaree care are ca scop oprirea fecalelor, deoarece masele fecale care persistă în intestine
pot înrăutăți și mai mult situația. În cazul în care medicul constată că sunt prezente alte boli, se pot administra antibiotice sau se pot folosi alte tipuri de tratament. În caz de intoxicație, se recomandă o dietă adecvată și hidratare, iar după încheierea tratamentului, se recomandă de obicei refacerea florei bacteriene cu probiotice. Remedii acasă pentru diaree la iepure. Pe internet puteți găsi sfaturi despre cum să tratați diareea la iepure cu remedii de casă. Printre metodele recomandate se numără administrarea de sare Glauber, ulei de ricin sau tanin. Se pare că și crenguțele tinere de mesteacăn, salcie sau stejar pot opri diareea. Mușcând din ele, iepurele eliberează taninul pe care îl conțin. Remediile casnice includ, de asemenea, administrarea iepurelui de ceai de mușețel și de electroliți. Cu toate acestea, toate aceste remedii folosite fără consultarea unui medic veterinar pot fi contraproductive și pot duce la apariția nu doar a diareei, ci și altor boli, așa că vă îndemnăm să nu vă tratați niciodată animalul de companie pe cont propriu, pe baza unor sfaturi de pe internet. Până la urmă, este în joc sănătatea și poate chiar viața prietenului nostru pufos. Aveți grijă de propria igienă și de cea a celorlalte animale din casă. În cazul în care se observă diaree la un iepure, acesta trebuie izolat de alte animale. În cazul în care cauza este o infecție cu virusuri, bacterii sau paraziți care pot fi transmise și altor animale. De asemenea, este necesar să aveți grijă de propria igienă. Spălați-vă bine pe mâini cu apă caldă și săpun după fiecare contact cu iepurele. Acest lucru, apropo, nu se aplică doar la joaca cu un animal bolnav. Ar trebui să fie o practică obișnuită de contact cu animalele domestice. Surse fotografii: Canva.com Natalia Bach.